să prevenegeți inimile să vă ne prevenegeți, căci ne dovoră chine Hristos. Omule păcătos, căci ne dovoră chine Hristos. Penetru omul păcătos. Cele ce milă nu vă simțevește, când Hristos greu pământimește, nu mai amare cuget line, mare suflet de necreștine. Nu mai amare cuget line, mare suflet de necreștine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preasfântă Treime, îți jertfim calea Sfintei Cruci ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-Ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că, păcătuind, Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos e osrădit la moarte, deci oamenii L-au acuzat, deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâia. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, Sfântul Sfinților și Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spinii, este osândit de făptura Sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut vrednic de 1000 de ori de moartea aceasta prin păcatele mele. O, Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele. Dă-mi o umilință adevărată. Bucură-te, Marie, cea plină de har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O cruce mare i se poate.
pe umerii ne sângerați și el o poartă cu răbdare spre-i mânătoii pe ai săi frați. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia acum crucea pe umerii săi ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. O, Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus, ne tăia moară cade, puterile l-au părăsit. Prea mare e poboara crucii, dar nu se lasă Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau de cruce. El cade pentru a mă curăța de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele. O, Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În drum spre Golgota ne tâlnește pe prea mâhnita Maica sa. Durere mare îl cuprinde, văzând cum suferă și ea. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, cu crucea pe umeri, cu corana de spini pe cap, o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a Mamei. O, Iisuse, fă-mă și pe mine părtaș la durerile și suferințele ce vi le-am pricinuit ție și mamei tale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În silă Simon din cerere, îi duce crucea lui Iisus. Dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. Stațiunea cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea.
ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață a-L iubi, precum și aduce crucea din dragoste către El. O Iisuse, dă-mi și mie harul ca prin crucea ce mi este dată să cunosc cine ești și să învăț a te iubi și a răbda orice suferință din dragoste către tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne și Veronica, o mara, cu milă tine de Domnul lui, pe care drept recunoștință să ne tipărește chipul lui. Stațiunea șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus și El, din recunoștință, își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei. O Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Din nou Hristos de cruce cadești, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste dânsul cade crucea, care îi apasă mai adânc spinii în cap, producându-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele, săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit niște dureri așa de mari. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Femei plene gândele de corajoare, pe drumul greu chinuitor, Iisus ridică sânul plin de vene, pe El și pe copiii lor. Stațiunea opta. Iisus le mângâie pe femeile care plâng.
ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi să vă plângeți și pe fiii voștri, că de se fac acestea cu lemnul cel verde, cu cel uscat, ce va fi? O Iisuse, Tu ești lemnul cel verde, iar eu, cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața cea veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când penetroatră iamoară, călăi, îl mângâie și răbat, și noi asemănăm cu dânsii, atunci când facem un păcat. Stațiunea nouă. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl bat jocoresc necontenit pe calea crucii până la Golgota. O Iisuse, ce rușine și ce durere ai suferit Tu din dragoste către mine! Dă-mi harul ca din dragoste către Tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a Te urma. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus e despoiat de haine, iar rănile cu plitările lor, și dezbrăcat ce lui bine, să stea în răzul tău. Stațiunea 10. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este despuiat de hainele sale și adăpat cu fiere și oțet. Hainele îi se scot și astfel îi se reînnoiesc toate rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin ferea cea amară și prin oțetul cel acru ne-a dobândit iertarea păcatelor noastre de lăcomie. O Iisuse, eliberează-mă de robia poftelor trupești. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Hristos e răstignit pe cruce și curăce sângele e curat. El suferă ca să ne spune de răut.
dreptate și păcat. Stațiunea 11. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Iisus atârnă de rănile mâinilor și picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Pe cruce, Domnul amare de dolori, simțim că este părăsit. Dar misiunea necredințată prin jertfa crucii a Stațiunea 12. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce a atârnat trei ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său ceresc și moare. O Iisuse, fă ca moartea ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru tine și la sfârșit să ajung printr-o moarte bună la viața cea veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când ne tropăi dat șoste pe cruce și ne brațele Mariei e plus, cine ar putea simți o care îl plânge pe Iisus. Stațiunea 13. Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este dat jos de pe cruce și pus în brațele Maicii sale îndurerate. O Sfântă Mama lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă să vezi în brațele tale trupul dumnezeescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui, din care mai curge sânge. Pentru aceste dureri ale tale te rog, dobândește-mi de la dumnezeescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Tatăl nostru care ești în ceru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi.
Iisus e venegropat cu șalele, venetul în mormânt nou și curat. Să-i rășim lui ca locuinețe, un suflet nevinovat. Stațiunea 14-a, Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci pe Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este mormântat într-un mormânt nou și curat. O, Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută ție, pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie, și să te primesc vrednicește și cu evlavie, pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O, Doamne, noi am fost pricina, ca și de mult ai suferit, dar Tu, în mare ține durare, ne iartă tot ce am Stațiunea 15-a, Iisus învie glorios din mormânt. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci tu, Sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea. În liniștea mormântului, Iisus așteaptă 3 zile clipa învierii sale. Pământul primește bobul de grâu, care prin moarte dă naștere la o viață nouă. Iisuse, Tu ne-ai spus că cel care se smerește va fi înălțat și că cine își dă viața pentru tine și pentru Evanghelie, acela o va salva. Ajută-ne să trăim, să suferim și să murim asemenea ție, astfel încât să înviem pentru viața veșnică împreună cu tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O Dumnezeule, eu te iubesc, dar nu te iubesc ca să mă mântuiești, sau pentru că îi pedepsești cu focul cel veșnic pe cei ce nu te iubesc. Tu, o Iisuse, m-ai îmbrățișat cu totul pe cruce. Tu ai suferit piroanele, sulița și multă rușine, nenumărate dureri, sudori, chinuri și moartea, și toate acestea le-ai suferit pentru mine, păcătosul. Așadar, pentru ce te voi iubi pe tine, o Iisuse prea iubit? Nu te iubesc ca să mă mântuiești în cer, nici ca să nu mă osândești în veci, nici pentru nădejdea vreunei răsplăți, ci precum m-ai iubit tu pe mine, așa te voi iubi și eu pe tine, numai pentru că tu ești mântuitorul meu, regele meu și Dumnezeul meu. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău
Sivana veci vive, mote sopra voi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această sfântă liturghie pentru Anica, Nicolae și răposații familiei și de asemenea pentru răposatul Georgică la 40 de zile de când s-a întors în casa Tatălui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Amintește-ți, Doamne, de îndurările tale și de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veșnice. Să nu biruie vreodată dușmanii asupra noastră. Eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel, din toate strâmtorările noastre. Ne însușim și noi, iubiți frați, glasul psalmistului, acest îndemn, această rugăminte adresată Domnului și o adresăm și noi Domnului la această sfântă liturghie, la început, cerându-i să ne ierte pentru toate greșelile noastre, pentru ca să participăm
cu suflet curat la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. La evlavia credincioșilor tăi și ajută-i ca, mortificându-și trupul prin pocăință, să se întărească sufletește prin roadele faptelor bune, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară: ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo vestea pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive, după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât 3 zile de mers. Iona a intrat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Cuvântul a ajuns la regele din Ninive. S-a ridicat de pe tronul său și a îndepărtat mantia de la el, s-a acoperit cu sac și s-a așezat pe cenușă. A făcut să se strige și să se zică Ninive, un decret al regelui și al mai marilor lui. Niciun om și niciun animal din cireadă și din turmă să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă. Să se acopere oamenii și animalele cu sac și să-L invoce pe Dumnezeu cu putere. Să se întoarcă fiecare de la cetatea lui ce are și de la violența lui. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va îndura? Poate se va întoarce de la mânia lui aprinsă și nu vom pieri. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-a întors de la calea lor ce are și a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu.
Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Crează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce arderile de tot, nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Întoarceți-vă la mine din toată inima, spune Domnul, căci eu sunt milostiv și îndurător. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, Iisus a început să le spună: această generație este o generație rea, caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi Fiul omului pentru această generație. Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și îi va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată, aici este unul mai mare decât Solomon. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și iată, aici este unul mai mare decât Iona. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Dragi confrați preoți, iubiți credincioși, de aici și de departe. Se spune că un bărbat supraponderal s-a hotărât să slăbească. A început un regim pe care îl ținea cu strictețe. Ba chiar și-a schimbat drumul pe care mergea cu mașina la lucru, tocmai pentru a nu trece prin fața gogoșeriei lui preferate. Totuși, într-o dimineață a sosit la serviciu cu o cutie mare cu gogoși umplute cu dulceață, cu zahăr, pudră pe deasupra, o bombă calorică. Colegii l-au certat, însă el a zâmbit, a ridicat din umeri și le-a spus: ce să fac?
Așa s-au petrecut lucrurile că, datorită obișnuinței, am trecut din întâmplare prin fața gogoșeriei. M-am gândit că Domnul a făcut să se întâmple asta, așa că m-am rugat: Doamne, dacă e voia Ta să mănânc gogoș azi, fă să găsesc un loc de parcare liber chiar în fața gogoșeriei. Și ce să vezi, după câteva ture, mai exact după a 10-a tură în jurul gogoșeriei, era un loc liber drept în fața magazinului. Da, personal cred că obișnuința rea, este una din cele mai mari ispite din viața noastră. Mai și justifică bărbatul din gluma dinainte că Dumnezeu a vrut să se întâmple așa. De fapt, noi mergem pe cărări știute și facem aceleași păcate zi după zi, an după an, mărturisindu-le la fiecare spovadă. E mai ușor să trăim în mizeria cu care ne-am obișnuit decât în libertatea necunoscută nouă. Evreilor în pustiu, ne spune cartea Exodului, le era mai dragă ceapa pe care o mâncau ca sclavi în Egipt decât libertatea pe care o aveau acum în deșert. Aceasta este explicația faptului că, de exemplu, o soție suportă violența verbală sau chiar fizică a soțului, ba găsește și motive, binele copiilor, de pildă, ca să rămână în aceeași situație. De fapt, e frica de necunoscut care o ține pe loc și nici nu poate gândi cum să pună capăt abuzului. De această slăbiciune umană, de faptul că avem tendința să mergem pe cărări bătătorite, în situații cunoscute nouă, pe tipare vechi, de această situație profită diavolul. El nu cunoaște gândurile noastre, ne spun unii teologi, nici îngerii buni și nici sfinții nu cunosc direct, exact gândurile noastre. De aceea noi ne rugăm, le facem cunoscute intențiile noastre în rugăciune. Numai Dumnezeu cunoaște direct gândurile noastre. Așadar, diavolul nu știe ce gândim, dar fiind foarte inteligent, deduce gândurile din faptele noastre din trecut. Ne știe slăbiciunile și acolo ne ispitește cel mai mult, ca un general genial care atacă o cetate în punctul cel mai slab al ei, obișnuia să ne spună Părintele Claudiu Dumea. De aceea, întrucât vinerea trecută am vorbit despre ispită, azi voi sugera 6 moduri de a reacționa la ispite. 3 lucruri pe care să le facem imediat în acest post mare și 3 lucruri pe care le putem menține chiar de-a lungul vieții. E vorba nu atât de o soluție pe care o găsim să luptăm exact împotriva unei ispite anume, ci e vorba de o schimbare a obișnuințelor noastre, care e o practică extrem de bună pentru postul mare, duce la convertire, duce la schimbarea inimii, la o schimbare radicală, eventual, a modului de viață. Primul lucru pe care să-l facem, spuneți nu programului de televizor,
Televiziunea a devenit atât de comercială în zilele noastre. Programele TV sunt făcute să creeze nevoi pe care nu le avem. Eventual să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, fie să creeze dependență de anumite stări emoționale. Dacă mai adăugăm că sistemul de valori propus este cel puțin discutabil, atunci ne dăm seama că e greu să urmărim acele programe fără să ne afecteze gândirea și sufletul. Nu spun să renunțați cu totul la televizor, dar vă propun să vă limitați dumneavoastră și copiii la un timp mai scurt și să fim selectivi în ceea ce privește programele urmărite. Al doilea lucru, spuneți da lecturii spirituale. Citiți cărți bune și revistele care se publică la noi. Citiți zilnic din Noul Testament. În ianuarie a fost Duminica Bibliei și sunt sigur că preoții v-au îndemnat să citiți Biblia. Cât facem aceasta? E drept, cineva mi-a spus că nu știe de unde să înceapă și cum să înțeleagă Biblia. Începem cu Evangheliile, continuăm cu Noul Testament și apoi cu Vechiul Testament. Dacă mi-e permisă o comparație, aș spune că citirea Bibliei este ca învățarea unei limbi străine. La început înțelegem cuvinte separate. După un timp, pricepem propozițiile simple, ca apoi să prindem sensul unui discurs întreg, eventual chiar elevat. Familiaritatea cu cuvântul lui Dumnezeu se obține cu timpul. Dăm timp Bibliei, cuvântului lui Dumnezeu, să crească în noi. Postul mare e un timp bun să începem. Al treilea lucru, puneți un borcan pe masă în care vă goliți buzunarele de mărunțiși în fiecare zi. E drept, poate unii dintre noi plătim mai mult cu cardul, dar mai folosim și bani cash. Banii aceia, mărunțișul acela, merge la săraci. Avem în bisericile noastre Cutiuța Speranței, o inițiativă a Centrului Misionar de Cezan. Banii din Cutiuța Speranței construiesc fântâni în deșert, în Kenya, și dau de mâncare copiilor care merg la grădiniță și la școală. A ajuta un copil să aibă succes, să aibă acces la cunoaștere și la un sistem de valori creștine e un mod excelent de a lupta împotriva ispitei egoismului și a avariției. Dacă vă ajută, lipiți pe borcanul dumneavoastră poze cu săracii pe care vreți să-i ajutați. Copiii din România, sau dacă luați Cutiuța Speranței acasă, aveți poze cu copiii din Kenya. Dar nu uitați, copiii dumneavoastră vor învăța de la părinți, de la dumneavoastră, grija față de săraci. Exemplele date în copilărie nu se uită niciodată, ci lecțiile învățate atunci le vor duce cu ei până la moarte. Sensibilitatea față de alții și mai ales față de săraci e o moștenire bună pe care să o lăsați copiilor dumneavoastră. Așadar, trei lucruri pe care le putem face imediat și în post. Nu televizorului, da lecturilor spirituale
și donațiilor pentru săraci. Acum ajungem la trei lucruri care sunt mai personale, mai grele, cu bătaie mai lungă. A patra propunere pentru postul mare. Fii un vraci spiritual, un medic sufletesc, un om gata să ajute la vindecarea rănilor inimii și sufletului. Adică, acasă, la lucru, la școală, la universitate, spune un cuvânt de încurajare, ori fă o faptă care ridică moralul și face bine sufletului celui de lângă tine. Proclamați și faceți din miercurile ori vinerile din postul mare o zi de încurajare, așa cum face Papa Francisc cu vinerile milostivirii. Un soț povestește cum stătea într-o zi pe un fotoliu vechi, antic chiar, pe care soția lui Elena îl primise ca moștenire de la bunica ei și la care ținea foarte mult. Afară era o furtună puternică și picăturile de ploaie cădeau de pe frunzele aproape moarte ale toamnei. Scrie el, aspectul sumbru al grădinii părea să se potrivească cu starea de disperare care coborâse asupra mea. Problemele de la serviciu mă făceau să-mi fie teamă de viitor. Întrebările importante pe care ți le pui la jumătatea vieții mă făceau să-mi fie teamă de viața însăși. Mi-am aprins pipa, o scânteie a căzut și a făcut o gaură chiar în cuvertura fotoliului soției. Văzând ce s-a întâmplat, Elena a pus calma ață în ac și a cusut o floare frumoasă peste locul ars. Când m-am uitat la floare, mi-am dat seama ce simbol puternic era. Mă căsătorisem cu o femeie care știa să vindece sufletele frânte, să tămăduiască răni, un mesager al speranței în timpuri de întuneric și disperare. Așadar, miercurea ori vinerea, fiți un vindecător al sufletelor rănite, un vraci al rănilor sufletești, un aducător de speranță. Spuneți un cuvânt bun la fiecare remarcă plină de venin. Oferiți o mângâiere pentru fiecare înțepătură răutăcioasă. V-am spus că e mai greu, dar cu roade sufletești mai bogate. A cincea propunere, fiți recunoscători și spuneți mulțumesc. Un bărbat suferea de o afecțiune abdominală și avea dureri care într-o noapte au devenit de nesuportat. A apăsat butonul soneriei și asistenta medicală a intrat în salon imediat. I-a spălat fața cu un prosop umed și rece, iar apoi i-a administrat un calmant. După câteva minute, medicamentul a început să-și facă efectul și pacientul s-a simțit mai bine, mai ușurat. În momentul în care asistenta s-a întors să iasă din cameră, el i-a spus: Doamne, apreciez foarte mult că ați făcut asta pentru mine. Ea a răspuns simplu: nu e nevoie de mulțumiri, îmi fac doar treaba. Dar el a replicat: Doamnă, nu e treaba nimănui să aibă grijă de mine. Așadar, când faceți asta pentru mine, trebuie să vă mulțumesc. Pentru a crește spiritual, iubiți creștini,
trebuie să simțim urgența, nevoia de a mulțumi multor oameni și deseori. Așadar, mulțumiți! Mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumiți prietenilor, mulțumiți familiei, mulțumiți aproapelui. Încercați să dezvoltați o atitudine de recunoștință. Încercați să o practicați deseori în timpul postului mare. Un bun îndrumător spiritual dominican, Meister Eckhart, a scris cândva pe la 1300 aceste cuvinte. Dacă singura rugăciune pe care ai spus-o în toată viața ta ar fi mulțumesc, ar fi suficient. A șasea și ultima propunere. Construiți relații cu cei dragi. Faceți ca în post să vă întâlniți real, profund cu prietenii, cu familia. Ca să înțelegem mai bine, vă voi relata ce s-a întâmplat într-o familie, așa cum povestește dramaturgul american Moss Hart. Era Crăciunul. Cu capetele plecate împotriva vântului, tata și cu mine am mers la cumpărături. Uneori mă opream în fața unei vitrine și spuneam cu sufletul la gură, uite un set de chimie sau uite un clasor cu timbre. De fiecare dată, tata întreba vânzătorul cât costă și apoi urma privirea încurcată a tatălui meu. Tăcuți mergeam la alt magazin. Odată sau de două ori, tata a pus mâna pe o jucărie și s-a uitat la mine să vadă dacă mi-ar plăcea, dar aveam 10 ani și nu mă mai fascinau jucăriile ieftine. Apoi deodată am înțeles. Tata nu avea suficienți bani pentru ceea ce îmi doream eu. Când m-am uitat la el, i-am văzut disperarea din priviri și m-am simțit așa de aproape de el, cum nu mai fusesem până atunci. Am vrut să-mi arunc brațele în jurul gâtului lui și să-i strig, tată, nu contează, nu contează, înțeleg. Ce avem noi acum e mai bun decât orice clasor cu timbre. Te iubesc. În loc să fac aceasta, ne-am întors acasă, tremurând unul lângă celălalt. Nici măcar nu ne țineam de mână. Noi nu făceam asta în familia noastră. Nici nu i-am spus vreodată cât de aproape l-am simțit în seara aceea. Nu i-am zis că pentru un scurt moment zidul de beton dintre tată și fiu căzuse, iar eu am știut că eram doi oameni singuri care ne căutam unul pe celălalt, încercând să construim o relație. Dragii mei, așadar, cele șase propuneri pentru post sunt primele trei, nu televizorului, da lecturilor spirituale, pușculița săracilor de pe masă. Celelalte trei mai grele, fii un vraci spiritual, spune des mulțumesc lui Dumnezeu și oamenilor și lucrați la construirea relațiilor cu cei dragi. Avem astfel 6 săptămâni în față să creștem. De la nu-ul spus hotărât ispitelor, la da-ul umil și sincer spus
lui Dumnezeu. Fraților preaiubiți, Dumnezeu nu îi lipsește de harul său pe cei care îl caută cu inimă sinceră. El ascultă rugăciunea bisericii sale. Încrezători în cuvântul său, să-l rugăm cu o inimă sinceră, spunând: arată-ne, Doamne, fața ta. Arată-ne, Doamne, fața ta. Pentru ca biserica, învățătoarea adevărului, să însoțească prin lumina învățăturii sale drumul omului spre Dumnezeu, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, fața ta. Pentru ca oamenii, depășind ispitele ateismului și indiferenței religioase, să-i ceară cu umilință lui Dumnezeu să le poată rezolva în credință marile întrebări ale vieții, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, fața ta. Pentru ca toate comunitățile bisericești să-și exprime, prin inițiative pastorale potrivite, grija pentru cei care au abandonat practicarea religiei sau trăiesc în situații anormale, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, fața ta. Pentru ca necredincioșii să poată găsi în Biserica lui Hristos răspunsurile la problemele fundamentale ale vieții, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, fața ta. Pentru ca acei creștini care refuză din cauza îngrădirilor libertății religioase să găsească în angajarea bisericii pentru drepturile omului ajutor în perseverența lor, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, fața ta. Pentru ca această sfântă liturghie să ne zguduie din toropeala noastră, făcându-ne să simțim urgența convertirii și reconcilierii, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, fața ta. Dumnezeule, care conduci spre convertire pe cei care ascultă de cuvântul tău, dăruiește-ne harul ca, părăsind toate lucrările nelegiuirii, să păzim cu bucurie poruncile tale pentru a merita darul mântuirii prin Hristos, Domnul nostru. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul.
Îți oferim, Doamne, darurile pe care Tu însuți ni le-ai dat ca să le închinăm numelui Tău. Te rugăm ca, transformându-le pentru noi în sacrament, să ne dai harul de a dobândi prin ele tămăduire veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și, împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm cântând într-un singur glas. Sfânt, 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 numele Slavăt, plină este cerul și pământul de mărirea Ta, de mărirea Ta. Osana, 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 Netrocaie de Somos, Netrocaie de Somos. Bine este covenetat, cel ce vine în numele Domnului. Osana, 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 Netrocaie de Somos, Netrocaie de Somos. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii
și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericit cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Iisuse, eu Te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, omilit și plin de căință.
Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a lăgăzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Pâinea coborâtă din cenuri. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, rămâi cu noi. Tu ești păstorul cel bun, iar noi suntem turma. Tu-ți dai viața pentru oile tale. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești lumina în întunericul acestei lumii, Tu ești calea, adevărul și viața. Tu ești alinare în suferință, Tu ești liniștea sufletelor noastre. Tu ne conduci pe calea paradisului, Tu ești cheză și a fericirii viitoare. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, iar noi suntem mlădițele, uniți cu tine avem viața ta în noi. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Să ne rugăm. Dumnezeule, care nu încetezi să ne hrănești cu tainele sfinte, dă-ne, te rugăm, harul ca întăriți de acest dar al Tău, să ajungem la viața fără de sfârșit, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu Domnul Tău. Ocrotește, Doamne, poporul Tău și curăță-l cu milă de toate păcatele, căci dacă nu-l va stăpâni nicio nelegiuire, nimic potrivnic nu-i va dăuna, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm acum pentru răposații Anica, Nicolae și Georgică, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul Sfinților Săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră privire, ba chiar și morții te-ai sopus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a mandus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierd iarăși farul baptismal. Mereu cu cană de la baptismă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la numele ta, uiuște numele ta mă vină. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, rânduire veșnică, să te slăvească lână cetă. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi
voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășă neversi, mă conduce la ape de odihnă. Mine viorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morăție, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi înșnapă-l cu untă de lemn și paharul meu e plin de sere, va vărsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăți viața Ta. Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm, Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe răposații pomeniți de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Odihna cea veșnică, dă-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să ne strălucească, să se odihnească în pace. Amen. Frați creștine din nou se aude glasul Domnului spune, eu nu vreau pierzarea voastră, căci sunt tamată bun și plăvânt, căci sunt tamată bun și plăvânt. Rupă-ți lanțul de robie, ce mă leagă de păcat, și vânătoarece-ți are la Tatăl, de la care am-ați plecat, de la care am-ați plecat.